Nebănuite sunt căile justiției din România. O femeie din județul Sălaj, care se ocupa cu videocetul, a fost trimisă, unde crezi, la biserică. Pedeapsa e însă cât se poate de lumească, pentru evaziune fiscală. Femeia, care are 52 de ani, nu a declarat banii câștigați din videocet în perioada 2013-2018, iar statul a pierdut din afacerea asta cam 23.000 de lei. Cam 5.000 de euro impozite neîncasate. Ea și-a recunoscut vina, așa că procesul a fost scurt. A primit un an și jumătate de închisoare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au lăsat-o chiar să aleagă biserica unde va lucra fără să fie plătită. Femeia a povestit instanței că un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet a convins-o să se apuce de videochat, chiar dacă nu știa vreo limbă străină. În cazul ăsta, oare ce însemna munca asta în folosul comunității? Eu nu știu de ce se cere o limbă străină la chestiunea asta, așa, pentru că gesturile sunt suficiente. Dar așa este, ea ar fi putut să-și aleagă un alt domeniu mai apropiat de pregătirea ei pentru a presta în folosul comunității. Și cum se înțelege cu clientul? Că am văzut și eu reportaje făcute de agențiile astea de videochat. Sunt ca niște psihologe, discută cu clientul, nu este doar pornografie acolo. E să știi că se pot înțelege oamenii.